Orele de stat la coadă au fost mai ușoare noaptea trecută pentru aproape 1000 de pelerini care au mers la Iași să se închine la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva. S-au împărțit sute de litri de ceai fierbinte, sandvișuri, chiar și sarmale. Nu toți au venit cu provizii de acasă, astfel că gestul oamenilor de bine a fost primit cu entuziasm. Pelerinii au stat câteva ore până să ajungă la moaștele Sfintei. Frigul nopții s-a simțit apăsător. Credința i-a făcut pe mulți să nu se dea bătuți, iar ceiul fierbinte și mâncarea le-au dat putere și răbdare. Ați venit și cu altceva la dumneavoastră, provizii, mâncare? Am venit. Anul trecut am stat 15 ori. Suntem mulțumiți. Am avut noroc. De câte ori am venit, foarte mult am stat la rând și 24 de ore. Mâncarea a ajuns pentru toată lumea. Enoriașii au primit și câte o porție de sarmale. Noaptea e un sfetnic bun. Credincioșii au evitat perioadele aglomerate pentru a se ruga în liniște. Nu o să vină atât de multă lume și e mai liniștit, poți te rogi mai liniște și stai și îi duci gândurile tale. De la mic la mare s-au îndreptat cu toții spre credință. O familie cu 3 copii a venit de la Galați. Nu e greu noaptea pentru ei? Nu, sunt copii și au mai multă rezistență decât adulții. Pentru ei este o aventură. De ce îți place? Pentru că e liniște și e foarte frumos. Așa nu ți-a fost un pic de frică? S-a lăsat nu. Nu e așa fric cum credeam eu. Astăzi sunt așteptate alte mii de pelerini la Catedrala Mitropolitană din Iași.